Ambasadorii din Africa și Europa în vizită la obiective de interes național din domeniul cercetării și mai multe companii din Râmnicu-Vâlcea. După întrevederea pe care au avut-o vineri 2 noiembrie cu edilii din Râmnicu-Vâlcea, diplomații au efectuat o vizită efectivă în teren, interesați fiind să identifice oportunități pentru dezvoltarea unor legături comerciale între unități economice locale și firme din străinătate. Aceștia au poposit vineri și la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, unde cercetătorul Mihai Varlam le-a prezentat succint activitatea instituției pe care o conduce. Is an institute for research. One of to without any modesty, it's one of the biggest in Romania. We are focused on to energy technology development, new energy technology development. We have three main departments here. One is related to nuclear technologies for energy. We are especially working in isotope separation for tritium separation. Probably you know that the tritium is the future fuel for the fusion reactor, for the future fusion reactors. Vizita a continuat apoi la fabrica de conserve de la Răureni și la sediul unui distribuitor de materiale și instalații de construcții, ce are puncte de desfacere în toată țara și care a investit masiv în comuna Măciuca. În urma vizitei, reprezentanții organizației care implementează proiectul Romanian Investment Zoom s-au declarat impresionați de ce au văzut și au promis că vor promova compania ori de câte ori vor avea ocazia. De asemenea, proprietarii firmei de construcții au fost invitați la Ambasada Egiptului în București în vederea continuării discuțiilor. Lot of Romanian companies who produce something, and they appreciate a lot. And with this time, I would like to tell you, I will be for all of doors if it's necessary to open for your company to support you to promote inside or outside. Thank you very much. My pleasure. I will keep in touch. Maybe we'll have a chance with. Și pentru că turismul a fost prezentat de autoritățile locale drept unul dintre punctele forte ale județului, ambasadorii au coborât vineri și în subteran, în Salina Ocnele Mari, un obiectiv care atrage anual mii de turiști în Vâlcea. Vizita diplomaților în Vâlcea și întrevederile cu autoritățile și mediul de afaceri local au avut loc în cadrul programului internațional de promovare Romanian Investment Zoom, program care include promovarea interculturală și economică prin intermediul ministerelor și ambasadelor României în lume. Ministrul Agriculturii Petre Daia anunță măsuri pentru salvarea stațiunii de cercetare viticolă Drăgășani. Anunțul vine după ce deputatul Dumitru Lovin a ridicat în Parlament problema stațiunii de cercetare aflată într-un avansat proces de degradare. Prin legile de adoptare a bugetului de stat, finanțarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol a fost condiționată de reorganizarea acestora. Reorganizarea lor a fost deblocată în 2017. Până în prezent au fost reorganizate 39 din 53. Așadar, au rămas de reorganizat 14 unități de cercetare-dezvoltare, printre care și stațiunea de la Drăgășani. Cele mai importante motive care au dus la întârzierea promovării actelor normative necesare în acest sens au fost lipsa extraselor de carte funciară solicitate de către ministerele avizatoare ale proiectelor de hotărâri de guvern, nedispunerea de fonduri pentru activitățile de cadastru, urmând ca intabularea suprafețelor de teren administrate de unități să se facă prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2020. 23, se arată în răspunsul primit de parlamentarul Dumitru Lovin. Astfel, potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea stațiunii de cercetare-dezvoltare viticolă Drăgășani se află în stadiul de avizare externă. Parțial mulțumit de răspunsul primit, deputatul Dumitru Lovin i-a sugerat reprezentantului Ministerului Agriculturii că măsurile necesare și anunțate trebuie accelerate, deoarece stațiunea de cercetare de la Drăgășani se degradează tot mai mult cu fiecare zi care trece.
Farmaciștii din întreg județul au participat în weekend la un concurs de pregătire organizat de Colegiul Farmaciștilor Vâlcea în colaborare cu specialiști din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului au fost prezentate ultimele noutăți de pe piața medicamentelor, obiectivul organizatorilor fiind acela de a completa cunoștințele tehnice ale farmaciștilor cu o serie de informații complementare și necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității. Ne bucurăm pentru că noi trebuie să fim tot timpul în centrul atenției. Medicamentul trebuie promovat cu grijă, trebuie știut tot timpul și făcut un pas înainte pentru ca pacientul să fie consiliat corect, cinstit și onest. Ne dorim o farmacie transparentă, ne dorim mai puțin mercantilă și o farmacie etică care să corespundă nivelului de dezvoltare a societății în momentul de față. Mă bucur că colegii noștri de la Cluj au acceptat invitația noastră de a veni la Vâlcea. Pregătirea farmaceutică continuă e necesară pentru farmaciștii noștri pentru a menține un nivel ridicat de profesionalism și pentru a răspunde exigențelor farmaciei comunitare. Temele care sunt aici sunt niște teme care interesează practica farmaceutică. Și spun cu atât mai mult că interesează, fiindcă aceste teme ne-au fost solicitate. Nu le-am visat noi noaptea sau colegele mele, ci au fost solicitate, ceea ce dovedește o dorință din partea rețelei farmaceutice de a se pune la punct cu anumite cunoștințe și acest lucru făcându-l și lecturând în reviste de specialitate, dar și venind în contact cu niște profesioniști în domeniul respectiv. Cursul s-a desfășurat pe durata a 2 zile, specialiștii Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, abordând teme din cele mai complexe, de la interacțiunea alimentelor cu medicamentele și până la implicarea farmacistului în prevenirea unor boli contagioase prin imunizarea pacienților. Așa cum știți, alimentele, la fel ca și medicamentele, conțin o serie de substanțe chimice și în momentul în care acestea se găsesc în același mediu, bineînțeles că interacționează. În funcție de această interacțiune, eficiența tratamentului este mult influențată. Cunoașterea acestor interacțiuni de către farmacist este esențială în procesul de consiliere, astfel încât pacientul, în momentul în care primește medicamentele, trebuie să fie informat despre aceste interacțiuni, să cunoască exact modul de administrare, ori farmacistul este persoana competentă, profesionistul din sănătate care poate să dea aceste informații. Ceea ce am adus nou la acest curs sunt ultimele date științifice din literatură vis-a-vis de interacțiuni, în special în boala cardiovasculară, și am abordat această temă pentru că și la noi în România boala cardiovasculară este principala cauză de deces. Ori în situația în care medicația nu este eficientă, vă dați seama că sunt și niște costuri la nivel de casă de asigurări, la nivel de farmacie, deci la nivel de sănătate, care nu sunt justificate. Și atunci este binevenită cunoașterea acestor aspecte, atât de către farmacist, cât și de către pacient, rezultatul fiind, bineînțeles, o eficiență mai mare a tratamentului. Am încercat să urmăm aceeași idee de complexitate a cursului. Tema pe care mi-am propus-o eu pentru aceste zile de simpozion se referă la imunoprofilaxie și implicarea farmacistului în imunoprofilaxie. Este deplisos să spun că ne găsim mai tot timpul în diverse focare epidemiologice pentru diverse afecțiuni. Abia am trecut printr-o epidemie grea de gripă anul acesta, adică ce s-a încheiat. Deja s-au semnalat noi cazuri, discutăm de epidemia de rujeolă care se pare că nu se mai termină. În acest context mi-am propus să abordez teme care sunt deja cunoscute farmaciștilor de imunoprofilaxie, să discutăm rolul pe care îl avem noi ca și profesioniști în această parte a prevenției.
În acest moment, farmaciștii sunt implicați mai mult în vaccinarea opțională, respectiv în acele vaccinuri pe care părinții le cumpără din farmacie și nu cele distribuite prin Ministerul Sănătății, care se fac gratuit în cadrul cabinetelor de medicină de familie. Noi avem un rol important în a consilia pacienții, a-i preveni, și părinții în principal, a-i preveni că urmează anumite vaccinuri care pot fi făcute, perioada în care se face, limitarea de vârstă pentru acestea. Dar spuneam că am putea cu siguranță să facem mult mai mult, astfel încât să reușim să revenim probabil la ceea ce a fost odată ca și acoperire vaccinală. Trendul este descrescător, din păcate, în foarte multe țări, lucru care se vede din evoluția bolilor infectocontagioase. Dacă am putea da și noi o mână de ajutor medicilor, așa cum se face și în alte țări, probabil că lucrurile ar putea să stea mai bine. Aproximativ 140 de farmaciști din Vâlcea au participat la acest curs. Acesta a fost al doilea curs de pregătire farmaceutică organizat de Colegiul Farmaciștilor Vâlcea în mai puțin de o lună. Crimă pentru pământ în Bălcești. Un bătrân a fost găsit mort duminică după amiază pe un câmp situat pe raza orașului Bălcești, în punctul Pomișcolii. Anchetatorii au stabilit că victima a decedat după ce a fost lovită cu secera în piciorul stâng, în zona femurului, de un vecin. Cei doi au avut de-a lungul timpului mai multe neînțelegeri din cauza locurilor de pășunare a animalelor. Duminică, victima și agresorul s-au întâlnit din nou, iar conflictul a degenerat înainte ca cineva să poată interveni. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor față de inculpatul Măciuceanu Constantin. În cursul zilei de astăzi, agresorul va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Un băiat de 14 ani a pus pe jar întreg serviciul de investigații criminale din cadrul IPJ Vâlcea după ce a dispărut de la domiciliul familiei care l-avea în plasament. Supărat că a fost despărțit de frații săi și că nu și-a mai văzut părinții biologici de foarte mult timp, copilul a fugit din Drăgășani în ultima zi din octombrie. Deși legea este extrem de strictă în astfel de cazuri, asistentul maternal care l-avea în grijă a anunțat autoritățile abia a doua zi. La data de 1 noiembrie acestui an, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Drăgășani au fost anunțați de o femeie din localitate cu privire la faptul că un minor de 14 ani pe care aceasta îl avea în plasament a dispărut de la domiciliu la data de 31 octombrie acestui an și nu a mai revenit. Au fost demarate imediat verificările cu sprijinul celor din cadrul postului de poliție Ghioroiu, dar și serviciul de investigații criminale, iar la data de 2 noiembrie copilul a fost găsit pe raza comunei Ghioroiu și redat familiei în siguranță. O altă dispariție a fost raportată în comuna Budești, de data aceasta cel căutat fiind un bărbat în vârstă de 59 de ani. Acesta a fost găsit pe raza comunei Scundu, după două zile de căutări. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Milcoiu au fost anunțați de o femeie din comuna Budești cu privire la faptul că fratele său, un bărbat de 59 de ani, a plecat de la domiciliu la data de 31 octombrie acestui an și nu a mai revenit, familia neavând niciun fel de informații despre acesta. Au fost demarate imediat verificările, a fost folosit de asemenea și câinele de urmă, iar la data de 4 noiembrie acestui an, bărbatul a fost găsit pe raza comunei Scundu. După ce a fost găsit, bărbatul a povestit că a plecat de acasă pentru a se angaja. Proprietarul unei pensiuni de la vârful lui Roman a ajuns să dea cu subsemnatul la DNA după ce a obținut fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prezentând documente și declarații false. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 2013-2015, administratorul societății Dr. în Craiova a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia mai multe documente false, ce au avut ca rezultat obținerea sumei de 128.000 de lei pentru construcția pensiunii în zona montană, vârful lui Roman. Întrucât și-a recunoscut fapta și a achitat integral prejudiciul, administratorul pensiunii va primi cel mai probabil o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare. Pe parcursul termenului de supraveghere, acesta va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Craiova și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat, avertizează reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. Persoanele apte de muncă ce beneficiază de prevederile legii 416 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă ori să participe la cursurile de formare profesională. Începând cu data de 22 octombrie 2018, legea a suferit mai multe modificări, astfel că neacceptarea unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de AJOFM atrage încetarea dreptului la ajutorul social. În această situație, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social. Spectacolul Crize a revenit pe scena Teatrului Anton Pan din Râmnicu Vâlcea duminică seara, în prezența unui public numeros. Actorii Iulia Antonie și Radu Constantinov și-au spus din nou povestea năbădăioasă de dragoste, de la prima întâlnire și până la instalarea rutinei, totul într-o notă ironică. Ce cauți în patul meu? Să nu mă atingi, frățic! Ce faci aici? Cine ești? Cum ai intrat aici? Stai puțin, lasă-mă să mă ridic. Nu! Rămâi acolo să fie clar! Ok. Păi cum ai intrat? Auzi, iar dacă ne-am... suntem adulți, ce dracu? Câtă vreau să știu! Nu vreau să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic! Nu înțelegi. Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? M-am trezit goală cu un bărbat în pat și el gol! Sunt lucruri mai rele decât să te trezești cu un străin în pat. Care? Cum care? Să nu te trezești cu un străin în pat? Lasă-mi treacea! Abar mai să consolezi o femeie. Dacă tu știi să consolezi un bărbat. Păi și de ce avea nevoie să fii tu consolat? Pentru că te-ai culcat cu mine? Pentru că m-am culcat cu tine, deși am o prietenă. Chiar de la prima scenă, cei doi parteneri sunt conturați într-o antiteză simbolică pentru modul în care va decurge relația lor și, în ciuda divergențelor apărute în cuplu, a certurilor iremediabile, ambii găsesc resursele interioare atât de necesare pentru a continua să meargă pe același drum. Textul este crud de adevărat. Ai văzut spectacolul, îl întâlnim în orice căsnicie. Aceste mici certuri pe care le au soții, de fel, și m-am speriat pentru că prefer un monolog, 2, 3, 5, dar replicile scurte, eu o replică scurtă, partenerul o replică scurtă, este foarte greu. Și m-am speriat, dar a trecut. Piesa e scrisă din viață, e luată din viață, deci chiar vorbeam cu dramaturgul, tema tubului de pastă care femeia de obicei îl stoarce de la gâtuie și bărbații îl stor de jos, așa se întâmplă. Deci totul se petrece ca în viață. Auzi? Știi ce-i vechi la tine? Nu? Veche că nu gătești. Poftim? Da. Unde că nu gătești? Da. Că tu ai concepția vechită că bărbatul trebuie să gătească din joi în Paști și femeia tot timpul. Nu. Nu e problemă, așa ce nu. Nu. Tu de ce nu gătești, da? Hai numai la cu chestii de-astea. Oi fi o feministă, dar spune-mi tu de ce nu gătești. Da, femeie, ce ești, da? Sufragetă, feministă, ce ești? Nu m-a luat cu chestii de-astea. Spune-mi tu, de ce nu gătești? De ce nu gătești? Nu știu să gătești. Și apropo, la mine... Maică-mă gătește, nu taică nu. Spectacolul s-a bucurat de succes chiar de la premiera care a avut loc la Râmnicu Vâlcea în noiembrie 2016 și se va juca din nou pe scena Teatrului Anton Pan la începutul lui 2019.
Bun găsit de la sala de sport a Colegiului Energetic, aici unde vom asista la un nou joc din cadrul diviziei A la handbal feminin, seria C. Este vorba de etapa cu numărul 9, rundă în cadrul căreia gazdele de la Național Râmnicu-Vâlcea vor primi vizita echipei liceului cu program sportiv Târgu Jiu. Partida va fi condusă de cuplul vâlcean Cornel Ilina, Ovidiu Samson. În precedenta întâlnire dintre cele două formații, vâlcencele s-au impus la Târgu Jiu cu 40-25. Este vorba așadar de cel de-al doilea eșalon din handbalul feminin românesc, întrecere în care sunt angrenate 27 de formații, repartizate în 4 serii. Oltencele de la Național Râmnicu-Vâlcea, în echipament albastru, luptă în acest sezon împotriva echipelor din Mioveni, Plopeni, Pitești, Odorheiu Secuiesc, Târgoviște și Târgu Jiu, aceasta din urmă fiind și adversara pe care au întâlnit-o în cea de-a doua etapă din retur. Elevele antrenoarei Mirela Câtu au deschis scorul prin Dana Matei, după care Simina Popescu a restabilit egalitatea, iar golul înscris de Elena Andrița le-a adus pe gorjence în avantaj. Daniela Șchiopu a egalat la 2, dar aceeași Andrița a punctat din nou pentru echipa din Târgu Jiu. A fost ultima dată când oaspetele s-au aflat la conducere. Roberta Stamin a egalat la 3, iar Daniela Șchiopu a preluat conducerea. Aceeași jucătoare a aruncat de pe extremă, Ciuchiatu a respins în față până la Ana Maria Mincu și gazdele și-au dublat avantajul. Golul Ioanei Bălăceanu a dus Vâlcea la 3 lungimi, după care Daniela Chirilă a redus din handicap. Portărița gazdelor, Elena Dulgheru, a parat un 7 metri executat de Liliana Frunză, iar Ana Maria Mincu a refăcut distanța de 3 goluri. Daniela Necula și din nou Mincă au dus formația gazdă la 5 goluri. Elena Dulgheru și-a făcut din nou datoria, după care Daniela Necula și Daniela Șchiopu au făcut ca scorul să devină 11-5. Un nou 7 metri parat de Dulgheru la execuția Laurei Predoi a fost urmat de golul înscris de Necula pentru 12-6, după care Laura Tăbuș a stabilit rezultatul pauzei, Vâlcea Târgu Jiu 12-7. Actul secund s-a derulat pe aceleași coordonate, astfel că la final vâlcencele aproape că și-au dublat avantajul, în sensul că s-au impus la 9 goluri diferență, 28-19. Cea mai productivă jucătoare din tabăra gazdă a fost în cele din urmă Alexandra Adam, autoare a 5 reușite. Cele două Daniele, Șchiopu respectiv Necula, și-au trecut în cont câte 4 goluri, Bianca Enache 3, Ioana Bălăceanu, Maria Mezei, Florentina Butaciu câte 2 și câte un gol pentru Carina Ciui, Roberta Stamin, respectiv Dana Matei. În urma acestei victorii, Național Râmnicu-Vâlcea a urcat pe locul al treilea în clasamentul seriei, la egalitate de puncte cu echipa din Plopeni, situată pe 2, și la 5 lungimi în urma liderei din Mioveni. A fost un meci interesant, mă bucur că le-am dat ocazia și celor mai mici ca noi să își desfășoare jocul. Mă bucur mult pentru evoluția echipei și cred că vom avea un parcurs bun în continuare. A fost un meci echilibrat într-un fel și că, și că am jucat toate extrem de bine și că am fost unite toate. A fost foarte bine, a fost un meci frumos, ne bucurăm de victorie. A fost un meci bun în care ne-am concentrat, a doua repriză am jucat cele mai bine și suntem mândri de noi și sperăm să continuăm pe aceeași linie pentru că am avut o decădere, dar se pare că o să ne înălțăm din nou. N-a fost nici ușor, dar nici greu. Ne-am sincronizat, a fost destul de ok. A fost un meci foarte bun, ne-am concentrat foarte mult ca echipă, pare bine că ne-am mers totul în viteză, asta ne-am și dorit și sperăm să creștem pe viitor, de la meci la meci să creștem tot mai mult. A fost un meci bun, am reușit să punem la punct ceea ce ne-am propus pentru acest meci. A fost totul bine și ne bucurăm pentru această victorie. Păi, eu consider că am jucat destul de bine toate și mă bucur că am câștigat. În etapa următoare, echipa vâlceană va juca în deplasare la Odorheiu Secuiesc, în timp ce gorjencele vor primi vizita celor de la FC Argeș. Atât de la Sala Energetic, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. În urmă cu exact 2 săptămâni, echipa de fotbal care reprezintă județul Vâlcea în Liga 3-a a urcat pe prima treaptă a podiumului pe care nu a mai părăsit-o. Bun găsit de la Horezu! Aici unde flacăra din localitate, surpriza incontestabilă a campionatului, are o nouă șansă să-și consolideze locul întâi în clasamentul seriei a 3-a, după ce în runda precedentă a câștigat în deplasare la Alexandria. Astăzi, pe stadionul din treapta, a venit echipa dâmbovițeană FC Pucioasa, formație situată pe poziția 8-a.
Brigada de arbitri vine din capitală și îl are la centru pe Laurențiu Mihai Ene, ajutat de asistenții Andrei Dumitrescu și Alexandru Murariu. Ținând cont de faptul că între cele două adversare de astăzi, diferența este de 7 puncte, echipa horezeană pornește ca favorită. Prima ocazie de poartă a aparținut oaspeților la un șut al lui Adrian Nedelea, respins de Robert Popa, după care pericolul a fost îndepărtat de Ciprian Dinu. În replică, antrenorul jucător Adrian Popa a trimis o centrare perfectă în fața porții, iar lovitura de cap a lui Eduard Neacșu a trimis balonul puțin pe lângă. 3 minute mai târziu, Adrian Popa s-a aflat în poziție bună, dar nu a reușit să îl învingă pe Sebastian Agachi. Capitanul oaspeților, Narcis Marina, a văzut un prim cartonaș gal pentru un fault asupra lui Neacșu. La puțin timp a comis-o din nou cu o intervenție asupra lui Georgescu. Cel de-al doilea galben și-a schimbat culoarea în roșu, astfel că la jumătatea primei reprize, dâmbovițenii au rămas în inferioritate numerică. La lovitura liberă respectivă, capitanul Raul Nistor a mișcat balonul pentru Cristi Munteanu, al cărui șut a trimis obiectul peste transversală. 5 minute mai târziu, Florin Alexandru Cioablă i-a pasat lui Eduard Neacșu, care l-a întors pe fundașul Robert Călin, trimis plasat lângă stâlpul din stânga lui Agachi și flacăra a deschis scorul. Prima parte s-a încheiat cu un adevărat asediu la poarta oaspeților, o fază la capătul căreia Adrian Popa a ratat de puțin desprinderea. În actul secund, surprinzător, oaspeții au avut o posesie net superioară și au ratat o primă șansă de egalare la șutul lui Alexandru Iamandache, respins bine de Robert Popa. La fel de eficientă a fost intervenția portarului gazdelor și la execuția lui Tiberiu Calofir, dar să mai consemnăm și faptul că atunci când tânărul portar al horezenilor a fost depășit, zeița Fortuna a vrut ca Robert Popa să fie salvat de bare. Ionuț Neamțu a avut apoi șansa desprinderii, dar a trimis în plasa laterală, după care un fault comis în suprafața de pedeapsa oaspeților asupra lui Georgescu a adus un penalti ce urma să fie executat de Cristian Munteanu. Doi la 0 așadar, flacăra Horezu își consolidează și mai consistent primul loc, pentru că, în urma rezultatelor consemnate în celelalte jocuri, avansul liderei este acum de 4 puncte. De 3 etape pe locul 1, cum a fost meciul de azi? A fost un meci foarte greu, ați văzut și dumneavoastră, dar suntem bucuroși că am câștigat, suntem bucuroși că nu am primit gol, avem o apărare bună, un atac care înscrie meci de meci și ne bucură faptul că suntem pe primul loc și am rămas acolo. După cum ați spus dumneavoastră, cu toate că am jucat mai mult de 80 de minute, 70 de minute cu un om în plus, cei de la Pucioasa au depus un efort consistent și nu s-a văzut niciun moment că sunt în inferioritate numerică cei la Pucioasa. Câteva concluzii după victoria de astăzi. O partidă extrem de grea. Am întâlnit o echipă care s-a dăruit, care s-a motivat foarte bine, chiar dacă au rămas 10 oameni. Noi ne bucurăm că am reușit să câștigăm și am luat 3 puncte prețioase. Trebuie pe viitor să fim mult mai atenți la finalizare, pentru că am avut ocazii mari să avem mai multă concentrare. Dar una peste alta, felicitări băieților pentru atitudine, pentru joc, determinare și pentru victorie. Cum e să fii pe locul întâi la niște 16 ani? Este o experiență pe care nu pot să o exprim prin cuvinte. După cum ați văzut, nimeni nu ne-a dat șansă, suntem noi promovați și uite că ne-am dat peste noi, suntem pe primul loc. Următorul adversar al liderei, Astra 2 Giurgiu, vine rănită la Horezu pentru că a pierdut surprinzător acasă cu CSM Alexandria. Urmează meciul cu Astra. Da, normal, urmează alt meci, o să fie și acel meci la fel de greu. Toate sunt grele pentru noi, am mai spus. Suntem nou promovați și toată lumea acum o să vină să câștige contra primului loc. O să vină cu ambiții, cu dorință mare de a câștiga aici. Vom vedea ce va fi cu meciul cu Astra. Noi luăm meci de meci, fiecare meci luăm în parte, îl analizăm. Ne dorim să ajungem să iernăm pe primul loc, să avem un parcurs cât mai bun. Ce să vă zic, fiecare meci e greu.
noi dăm tot ce putem, după cum ați văzut și la dumneavoastră. Da, întâlnim o echipă foarte bună, care a avut rezultate bune. Îi vom analiza, ne vom concentra și sperăm să facem un joc bun și să obținem un rezultat pozitiv. Vom reveni pe stadionul din Treapt săptămâna viitoare și asta pentru că Flacăra va juca tot acasă, urmând să primească vizita celor de la Astra 2 Giurgiu. Atât de la Arena Liderei pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Facem un nou popas în Liga 5-a Vâlceană la fotbal, Seria Nord. Bun găsit de la Sălătrucel, aici unde se consumă unul dintre jocurile etapei cu numărul 10. Rundă în cadrul căreia Alutus din localitate, locul 3 în clasamentul seriei, primește vizita echipei Montana Izvorul Rece, formație situată pe poziția 6-a. Întâlnirea va fi condusă la centru de Alexandru Marian Țoiu, ajutat la cele două linii de George Cristian Mărginean și Gabriel Dinu. Poate fi considerat un derby, ținând cont de faptul că cele două adversare de astăzi sunt despărțite de numai 2 puncte. Gazdele, în echipament predominant roșu, au deschis scorul după un sfert de oră, atunci când centrarea lui Nicolae Rizea a fost prelungită la colțul lung de Constantin Simion, a urmat o lovitură de cap expediată de Alin Albu peste vincul porții lui Cătălin Andreescu, după care același atacant al gazdelor nu a mai greșit ținta la o fază identică pornită de la centrarea lui Simion. 2-0 a fost rezultatul pauzei, iar actul secund avea să aducă alte 5 reușite. Alin Albu și-a trecut în cont al doilea său gol și a înscris pentru 3-0. La cealaltă poartă, un șut al lui Andrei Marica a fost respins în față de Marius Nicula. Marica a fost pe fază, a reluat în clasă și a înscris golul de onoare al oaspeților. A urmat un penalti în contul gazdelor pentru un fault asupra lui Raul Miciuru, iar Alin Albu și-a trecut în cont a treia sa reușită personală și a patra pentru echipa antrenorului Nicolae Anuța. Scorul a început să ia proporții după ce Sorin Niță a înscris al 5-lea gol în poarta lui Andreescu, iar 5 minute mai târziu, Raul Miciuru a stabilit rezultatul final. Alutus Sălătrucel, Montana Izvorul Rece 6-1. În urma acestei victorii, echipa președintelui Adrian Drăghici a urcat pe locul al doilea în clasamentul seriei. Ce ne puteți spune despre victoria de astăzi? În primul rând, bine ați la stadion. Am avut un meci care, eu zic, a fost la discreția noastră tot jocul de la început până la sfârșit. L-am controlat în totalitate. Problema s-a pus de scurs. N-am avut emoții astăzi pentru rezultat. Echipa a jucat față de ultimele 2-3 meciuri care am șchiopătat puțin, în special la România, acolo n-am jucat absolut nimic. Și asta s-a văzut în teren. La Uteșan la fel am jucat și n-am jucat. Astăzi echipa, cu toate că am avut și 2-3 jucători care au lipsit, dar per total, per ansamblu, echipa a mers astăzi. O victorie care vă readuce pe podium, cum a fost meciul de azi? A fost un meci bun, echilibrat în primele 20 de minute, dar după aia, după ce am marcat primul gol, n-am făcut meci ușor și scorul spune totul. Câteva concluzii despre meciul de azi. Bună ziua, ce să spunem, un joc bun, ne-a ieșit jocul față de cel de la Mateiș, care a fost, nu știu, a fost ceva bine pentru o echipă, pentru jucători, am fost toți în formă și sperăm să o ținem tot așa în continuare. 6-1 și din nou pe podium. Da, e greu să ne menținem sus. Avem probleme cu echipa, avem jucători care lucrează la București, nu putem să-i avem meci de meci, avem care lucrează la hotelul, o duminică lucrează un an, trebuie să schimbăm echipa în permanență. Și asta nu putem să omogenizăm jocul. Astăzi ne-a ieșit, față de alte jocuri, eșecul de duminică, un 11 metri, care a fost cam așa. În rest, arbitrajul a fost foarte bun duminica trecută, față de alte jocuri. Astăzi ne-a ieșit, ne-a intrat tot, cam tot. Mai puțin în prima repriză, am avut niște ocazii la 2-0, s-a ratat singur cu portarul, dar asta e fotbalul. Ne pare rău că am avut 3 meciuri, 3 eșecuri. Un eșec acasă, unul la Chimia, care numai cu noi au jucat cu echipa la Superliga,
În rest, cu celelalte au luat și bătaie și acasă. Noi când am mers au ținut toți jucătorii la Superliga și deci am jucat și o repriză în 10 oameni, mai mult de o repriză în 10 oameni. 2-11 metri nu ni s-au acordat. Asta e maniera de arbitraj. Nu știu de ce ne defavorizează. Nu știu ce au cu noi. Cred că sunteți mândru. Echipa dumneavoastră este fruntașă în Liga a 5-a. Ce ne puteți spune? Ce să vă spun? Are și sprijinul primăriei în evoluția acestei echipe. Sprijin material și moral. Eu personal am și însoțit la un meci în deplasare și o să o mai fac. De fiecare dată acasă vin și susțin echipa. Astăzi, spre exemplu, a fost un meci frumos în care ambele echipe s-au dăruit, au depus eforturi, dar cine mai bun câștigă tot timpul, știți cum e. Scorul de 6-1 mă onorează și cred că pe toți ceilalți, datorită eforturilor pe care le-a făcut atât staful tehnic, cât și jucătorii. Sunt bucuros că astăzi a obținut această victorie și cred că o să ne ducem undeva într-un loc 2-3 în clasament. În etapa următoare, ultima din tur, cei de la Alotu se deplasează la Surpatele, în timp ce Montana Izvorul Rece va primi vizita forestierilor din Romani. Atât de la Sălătrucel pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bravo, bravo.